Dezvoltatorii imobiliari cer autorităților ca planurile urbanistice zonale în București să fie aprobate de primăriile de sector și nu de primăria capitalei, cum se întâmplă în prezent. Această schimbare ar putea duce la ieșirea din blocajul în care se află sectorul imobiliar din București. Solicitarea are loc în contextul în care România ar trebui să aibă în curând un cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Practic, aceasta urmează să reglementeze modul în care se construiește în România și să înlocuiască zecile de legi, ordonanțe, hotărâri și alte acte normative din acest domeniu. O analiză recentă a asociației arată că Bucureștiul și-a diminuat semnificativ contribuția la PIB-ul României cu aproape 10%. Declinul vine pe fondul blocajului administrativ local și al incertitudinii privind dezvoltarea urbanistică. Mai ales că mai toate puzurile fie au fost anulate, fie au fost suspendate de Primăria Capitalei și nu prea s-au mai dat autorizații noi. Mutarea acestor planuri urbanistice zonale de la Primăria Generală către Primăria de Sector ar fi un lucru mult mai benefic, pentru că ea știe ce bugete are ca să construiască școli, ea știe ce bugete are ca să construiască străzi, să lărgească străzi, să realizeze parcări. Consiliul General ar trebui și trebuie, actualmente, să analizeze puzurile pentru 6 sectoare. Este evident că o eficientizare și o simplificare implică splitarea, împărțirea acestor analize. Potrivit dezvoltatorilor, Primăria București ar trebui să se implice doar în cazul proiectelor care afectează mai multe sectoare, cum ar fi, de pildă, lucrările de infrastructură. În alte mari orașe europene, deciziile se iau la nivel local. Decision-making process for urbanism strategies is, of course, taking at different levels. In most other countries that I've engaged in as a real estate professional, it happens at borough or local council levels, and that's because that administrative level understands the needs of its citizens, the residents, and the businesses. O altă problemă în ceea ce privește dezvoltarea imobiliară în România o reprezintă lipsa unui registru al spațiilor verzi. Cerem o reglementare exactă a spațiilor verzi, cu principiul acesta că spațiile verzi publice trebuie să fie pe domeniul public și pe terenuri publice. Ciocant este trecerea, declararea proprietăților private ca spații verzi. Acesta ar fi un dezastru nu doar pentru investitorii imobiliari, cât și pentru orice proprietar de terenuri, oricât de mic. Un proiect de lege privind codul amenajării a fost adoptat tacit de Senat în luna iunie a acestui an și de atunci se află în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților, care este for decizional. Acest proiect ar trebui să elimine o bună parte din birocrație și să aducă reguli mai clare.